Tu ai o singură înfrângere, aia cu FCSB, în rest, până să înceapă play-out-ul, 4 victorii consecutive, corect? Da, da. Crezi că ai fi putut să ai victorii, 5 victorii consecutive? Da. Ai fi putut bate FCSB-ul, sincer? La cum ai simțit jocul și parcursul, evoluția meciului? A fost și un meci un pic special pentru că noi am jucat în 10 oameni din minutul, din prima repriză, da. Din minutul 40 sau 42 și atunci a fost un meci special. Nu este ușor să joci împotriva FCSB-ului în 10 oameni, dar cred că am făcut și atunci un meci foarte bun. Am dominat chiar în ultimele, în a doua repriză am stat foarte bine și am dominat în ultimele minute jocul, puteam să și marcăm și acolo.